Mulțumim Domnului încă pentru o zi, pentru o seară de adunare, pentru o lecție de învățătură biblică. Astăzi, lecția a doua din capitolul lecții din cartea Estera, influențe. În cartea Estera au loc acțiuni dramatice, în bine sau în rău, și vom vedea că ambele situații, fie cele pozitive, fie cele negative, sunt dictate de influențe ale relațiilor interumane. Biblia, în general, accentuează valoarea unei prietenii bune, a unei influențe bune și, respectiv, degradarea ce poate avea loc printr-o prietenie, printr-o influență rea. În Proverbe, capitolul 13, versetul 20 este scris: cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Deci iată cum un parteneriat bun are un efect cu atât mai bun. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Deci relațiile au influențe în bine sau în rău. Noul Testament punctează în aceeași idee, 1 Corinteni 15:33, scrind prin Apostolul Pavel: nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. La fel am putea spune, să ne gândim, tovărășiile bune fac să se piardă obișnuințele rele. Cele mai influente relații sunt cele de familie, adică între parteneri, soțul asupra soției, soția asupra soțului, și cele dintre prieteni. Pentru că în ambele situații e vorba de relații constituite pe bază de iubire. Cu atât mai mult în vremea noastră, când oricine se căsătorește doar cu cine vrea, cu cine îi place, cu cel pe care îl iubește sau pe care o iubește. Iar în ce privește prieteniile, este la fel. Ți-ai ales ca prieten pe cine ai vrut. În rest, colegii sau alte rudenii sunt dictate de natură și de mediu, de alte aspecte. Și iubirea întotdeauna este mai presus de lege. Adică omul, pentru cine îl iubește, face mai mult decât i s-ar cere sau chiar decât ar fi drept să facă. De aceea Dumnezeu a avertizat, citim din cartea de Deuteronom, capitolul 13, cu referire la persoanele cele mai intime, să fim atenți. Deuteronom 13, versetul 6. Dacă fratele tău, fiul mamei tale sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se odihnește la sânul tău, sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, te atâță în taină zicând: haidem și să slujim altor Dumnezei, Dumnezei pe care tu, nici părinții tăi, nu i-ai cunoscut. Deci, puterea acestor relații este mare. Să ne gândim, dau două exemple pentru început. Iuda, fiul lui Iacov, a plecat de acasă, spune Scriptura în Genesa 38, și a părăsit frații, deși familiile patriarhilor erau foarte bine legate, și până atunci și chiar după aceea, Iacov, cel care a devenit Israel, a reușit să-și țină copiii împreună, dar Iuda a părăsit pe frații săi. Cum? Datorită influențelor prietenului său, Hira Adulamitul. Adesea un prieten apropiat smulge un copil dintr-o familie sau la nivelul societății, împreună sunt în stare de lucruri bune sau rele. Dar un exemplu mai puternic este cazul Ahab, despre care Scriptura notează că sub influența soției lui, Izabela, a
fost în stare de lucruri foarte grave. Astfel a introdus, spune Scriptura, un împărat 16, o idolatrie suplimentară pe lângă cea moștenită de la Ieroboam I. A fost în stare să facă rău și toate acestea, notează Scriptura acolo, la un moment dat, 1 Împărați, capitolul 21, versetul 25. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului, ca Ahab. Dar vreau să rețineți că răul nu provenea în mod intrinsec din el, pe care nevastă sa Izabela îl atâța la aceasta. Să amintim doar un episod când Ilie a adunat pe toți prorocii pe muntele Carmel și s-a dovedit prin autoritate dumnezeiască cine e adevăratul Dumnezeu, Ahab n-a comentat. Executa ordinele pe care le dea Ilie, dar când a ajuns acasă la soția lui, totul s-a schimbat. Pentru că ea avea o putere foarte mare de influență. Însă noi studiem cartea Estera. Vreau să observăm influența femeii în cazul lui Ahasveros, mai întâi în sens negativ prin împărăția sa Vasti și apoi în sens pozitiv prin împărăția Estera. Într-o a doua parte vom observa influența prietenilor sau a consilierilor în cazul împăratului, mai întâi în mod negativ prin Haman și apoi în mod pozitiv prin Mardoheu. Să luăm mai întâi influența femeii. Și m-aș gândi aici cine trebuie să fie matez la capitolul acesta, bărbații sau femeile. Vom vedea. Familia Ahasveros și Vasti. Spune Scriptura în Cartea Estera, capitolul 1, că împăratul a oferit un ospăț cu belșug și libertate pentru conducătorii săi, apoi pentru tot poporul din capitala Susa, pentru că a vrut să ofere supușilor săi satisfacții maxime. Din cuvintele ce le voi citi se observă foarte clar inima bună împăratului care a vrut să fie binevoitor, a oferit favoare. Citim din capitolul 1, de la versetul 3. În al treilea al domniei lui, a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi, căpetenilor oștirii perșilor și mezilor, mai mari și capiținuturilor s-au strâns înaintea lui. El le-a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a măreției lui în multe zile, timp de 180 de zile. Deci pentru clasa conducătoare a fost un ospăț de o jumătate de an. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile în curtea grădinii casei împărătești. Covoare albe, verzi și albastre au legate cu funii de insubțire și de purpură, de niște verici de argint și de niște strâli de marpură, paturi de aur și de argint stăteau pe o pardoseală de porfir, de marmură, de sidef și de pietre negre. Iar de băut, turnau în vase de aur de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulțumită dărniciei împăratului. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasveros. Probabil își ziceau oamenii, un împărat atât de binevoitor n-a mai fost. Le-a permis accesul în casa împărătească, un aranjament, posibilități ce erau unice în viață pentru unii. Și toate acestea pe cheltuiala împăratului. Dar nu ca Nebucadnețar altădată, să se închine toți,
în libertate. De altfel, medopersanii au fost mult mai cu libertate. Știți că asirienii practicau o politică de deportare, babilonienii i-au urmat, însă ei au dat voie fiecărui popor să se întoarcă în zona de origine. Eu cred că oamenii erau mulțumiți de un asemenea împărat și chiar dacă un monarh nu este votat de popor că își moștenește tronul, dacă atunci ar fi făcut alegeri democratice cum avem acum, cel puțin în capitala Susa ar fi ieșit din nou împărat din primul tur. Cât de binevoitor a fost cu toți. Vă rog să vă gândiți că s-au întors după o jumătate de ani de banchete, oamenii aceia în ținuturile din India până la Etiopia, cum au povestit cu câtă bunăvoință i-a întreținut împăratul. Toate bune. Însă în ultima zi a ospățului, după cele 6 luni, după săptămâna de ospăț oferită tuturor locuitorilor capitalei, a apărut criza prin neascultarea soției lui. Citim de la versetul 10. A 7-a zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, am poruncit lui Mehuman, Bista Harbona, Bista Agapta, Zetar și Carcas, cei 7 fameni care slujeau înaintea împăratului Hașveros, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei poporilor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin famen porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. Hai să încercăm să-l înțelegem. În măsura în care putem, că el era și puțin beat. Dar în vremea aceea, vinul era o obișnuință. Era vesel. Și ca o încununare a tuturor, ca și o încheiere a acestor două spețe, a vrut ca într-o paradă să se prezinte împărăteasa. Ea n-a voit și după ce am bucurat pe atâți oameni împăratul Ahasveros, așa cum zice înțeleptul în proverbe, inima chiar în mijlocul veseliei poate să fie cuprinsă de necaz. Se poate întâmpla ca să fie un bărbat în cazul acesta bun la suflet, cu colegii, cu rudenile, și în destinderea lui să ceară ceva soției, chiar și numai să îl însoțească undeva, într-o vizită, nu ne gândim neapărat la ceva rău, și dacă ea ar refuza, inima lui cu siguranță ar fi întristat. Să privim acum la perechea Ahasveros și Estera, să vedeți exact opusul situațiilor din tâi. Spune Scriptura în capitolul 2, Estera, că s-a căutat o altă regină și citim în versetul 18 că după ce el s-a lipit cu inima de Estera, a iubit-o, cu siguranță și pe Vasti a iubit-o la vremea ei, că doar nu l-a silitime să o ia de regină, dar citim acum aici versetul 18. Împăratul a dat un mare ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor lui, un ospăț în cinstea Esterei. Iată că i-a revenit bucuria. Cu prilejul acesta a ușurat sarcinile ținuturilor și a împărțit daruri cu o dărnicie împărătească. Deci, Ahasveros ca bărbat, când era în voia lui și când soția l-ajuta, era un împărat bun. Când soția îl amprenta în mod negativ, bucuria dispărea. În loc de ospăț, erau zile nefericite și supărare.
Mai târziu este scris că prin Estera a avut parte și de alte ospeți. Este scris în capitolele 4 și 5 că împăratul nu o mai chemase pe Estera de 30 de zile. Probabil a avut probleme cu împărăția, alte indispoziții, nu știu, dar când s-a prezentat ea înaintea lui, spune Scriptura aici în capitolul 5 de la versetul 3, i-a făcut o ofertă. Când împăratul i-a zis, ce ai tu, împărăteasă Estera, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește cu cale, să vină împăratul cu Haman la ospățul pe care l-am pregătit. Și împăratul a zis, duceți-vă îndată și aduceți pe Haman cum dorește Estera. Împăratul s-a dus cu Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Deci o nevastă bună îți face zile de ospăț. Nu doar că, acum să mă asculte surorile, nu-i destul să-i faci mâncare ca la ospăț, ci să-i faci inimă bună să aibă poftă de mâncare, să se simtă bine ca la ospăț. Că s-ar putea să n-ai un meniu pregătit ca pentru o zi de sărbătoare. Solomon spunea în proverbe, cred că a avut și el multe pățănii, că împărat a fost și el și a avut tot felul de femei. Și probabil că l-au invitat și pe el așa pe rând și au fost situații în care poate că n-au vrut. Credeți că de bunăvoie a ajuns eu să facă temple pentru femeile din diferite popoare? Dar i-au făcut zile negre, așa ca și Dalila la Samson, care l-a tocat în ziua ospățului, încât la gata a plecat la tata și la mama acasă. Cu siguranță s-a gândit, n-am putut eu sta la tata și la mama să nu mă duc să mă însor. O nevastă bună te pune într-o dispoziție bună ca individ, îți face zile frumoase și totodată va crea o atmosferă, un mediu bun. Am citit aici că Ahasveros cu această ocazie a împărțit daruri tuturor. Estera a mai pregătit un ospăț și apoi, gândindu-ne la cele scrise în cartea sa, din an în an erau sărbătorile Purim, ospeți. Ce credeți? Când toți evreii sărbăteau Purimul, Estera ca evreică nu făcea și ea ospăț? Eu îndrăznesc să spun că pentru câțiva ani cât a mai trăit Ahasveros, poate că Estera l-a mai chemat și la alte ospețe. Și poate că nu i-a mai făcut nervi și supărări. Să ne ajute Domnul și pe noi ca bărbați să nu facem, cum a spus Domnul Iisus, supărare femeii, că femeile se știu necăji mai rău ca bărbați. Bărbații se mânie și așa ca la hable piere pofta de mâncare, femeile au stilul lor în a se supăra potrivit cu temperamentul feminin. Așadar, privind la cele două neveste care i-a însurat, să nu se gândească, aș schimba eu și eu pe vaste cu Estera, dar nu-i voie și de unde. Se poate și cu o nevastă rea să rămâi pocăit așa ca Iov, dar nu-i chiar ușor. Însă pentru cei care nu-s căsătoriți, ei să se căsătorească direct cu Estera, ca să aibă parte nu doar, cum zice proverbul, de bucurie o zi și o noapte și necaz până la moarte, să aibă parte de ospețe repetate și de zile bune. Amin? Din relațiile și influențele soț-soție să reținem două principii în antiteză. O soție rea înfrânge intențiile și planurile bune ale unui bărbat și aduce întristare. Vă mai dau un caz din a doua Samuel, capitolul 6. Aici este scris despre David. Poate
S-a gândit cineva, Ahasveros n-a fost pocăit, că dacă era pocăit nu trebuia să se supere. Bine ar fi să fie așa. Dar David aici era pocăit, era un om după inima lui Dumnezeu. Și într-o zi de bucurie, de ospăț, ca să facem comparația cu Ahasveros, după ce au mutat chivotul Domnului Ierusalim, împlinirea unei dorințe mai vechi a lui, supremei lui dorințe, spune Scriptura aici, versetul 18. Când a isprăvit David de adus ardă de tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat fiecare la casa lui. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Mical, fata lui Saul, a ieșit înainte și i-a zis, cu câtă cinste s-a portat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujilor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic? David a răspuns Micalei, înaintea Domnului, care m-a ales mai presus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei, totuși voi fi de cinste la slujile de care vorbești. Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Deci iată că nici David n-a rezistat la o asemenea reacție nepotrivită a soției lui. Am putea spune, n-a mai fost împărăteasă. Era și el împărat, încă ne aflăm cu istoria în Vechiul Testament. Noi nu ne putem permite asta. De aceea aplicația pentru noi trebuie să fie alta. Să dea Domnul să ne schimbăm atitudinile rele. Ce este mai grav, cu atât mai grav, mă întorc la cartea Estera, așa cum au considerat sfetnicii împăratului, cu astfel de influență rea se transmite, se propagă și în alte familii. Că dacă, Doamne ferește, ar veni o familie în vizită la un frate predicator, slujitor, la un proroc și vede că el îi cere ceva soție și asta îi spune, da, descurcă-te singur. Când o să meargă acasă, o să fie ispitită și nevasta lui să zică, dacă nici pe fratele nu-l ascultă, tu ce ești mai rege ca el? Eu trebuie să fac când tu zici. Și bărbații aceia înțelepți au considerat că vor fi afectate mai multe familii. Răul se propagă așa ca o undă de șoc. Citim din Estera, capitolul 1, versetul 18. Și din ziua aceasta, crăiesele Persiei și Medii, care vor afla de fapta împărătesii, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului și de aici va veni mult dispreț și mânie, adică și alții împărați și alții domnitori se vor comporta la fel, soțiile lor vor stârni aceleași reacții neplăcute. Să mă asculte surorile și să mă înțeleagă că o nevastă bună face bărbatul bun. Dacă nu astăzi, mâine. Sau cel puțin are o mare influență asupra lui. Nu degeaba s-a format în popor expresia aceea că bărbatul e capul și femeia e gâtul. Și la pleacă sau îl ridică. Se spune că a fost o familie de oameni răi, bărbatul rău, femeia rea, s-au divorțat. Și fiecare s-a căsătorit așa ca din întâmplare cu unul bun. Dar culmea, zice povestea, că și-a devenit bărbat bun. Dar nevasta asta rea din prima căsătorie de oameni răi și-a corupt viitorul soț, om bun până atunci, și a devenit și el rău. Pentru că influența rea a unei femei este mare. Dar nu-i vorba de pocăitele noastre.
Vasti n-a fost pocăită, Estera a fost pocăită. În al doilea principiu, o soție bună, chiar dacă nu e regină, își merită cununa. Spune Scriptura în Estera 2:17, împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și ea a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete și i-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul Vastii. Și la modul general, citim din Proverbe, capitolul 12, versetul 4, o femeie cinstită este cununa bărbatului ei. Și reamintindu-ne de ce am vorbit până acum, citim și partea a doua versetului, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Ar fi deprisos să întreb surorile ce vor să fie, coroană pentru bărbat sau cancer la oase? Să-i distrugă întreaga structură masculină și să-l doboare. Tot în Proverbe scrie, capitolul 31, versetul 12 mai întâi, ea îi face bine și nu rău, adică are o influență bună prin faptele, prin atitudinea ei și nu în area, în toate zilele vieții sale. Și versetul 23, în asemenea condiții, bărbatul este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, dacă cel puțin n-a fost bine, să fie de acum. Și dacă a fost rău, să nu mai fie. Să trecem acum la a observa influența prietenilor. Mai întâi, prietenia Ahasveros Haman. Spune Scriptura în Estera, capitolul 3, versetul 1, că împăratul a decis să-l promoveze pe Haman mai presus de cei 7 domnitori. Citim aici, care aveau locul întâi în împărăție, scrie asta în 1:14, dar noi citim 3:1 acum, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpeteniilor care erau lângă el. Probabil a creat o nouă funcție. Cum, de exemplu, în vremea noastră un guvern poate să fie cu vicepremier sau fără vicepremier. Aici, împăratul, eu îmi imaginez că și din punct de vedere fizic, a poruncit să se pregătească un jilț aparte, poate cât mai aproape de tron, care scotea în evidență poziția lui Haman față de fotolile celelalte pe care stăteau cei 7 domnitori de bază a mezilor și perșilor. Nu știu dacă le-a convenit celorlalți, dar împăratul așa a hotărât. Haman era favoritul lui. Să știți că fiecare dintre noi, conștienți sau inconștienți, chiar dacă nu de pe tron, din poziția noastră avem un scăunel mai aproape, fie cineva mai aproape de inima noastră. Obișnuim să-i întrebăm pe tineri, cine ți-e prietenul cel mai apropiat? Și de regulă, unul sau doi se bucură de această favoare, poate și surorile, chiar și vreuna în vârstă. Au pe cineva care e mai apropiat. Și aici se consumă anumite discuții, se derulează construcția unor planuri. Vă rog să vă gândiți în această seară cine stă pe scaunul cel mai aproape de dumneavoastră. V-ați amintit? Asta pe lângă partenerul de viață. Că unii sunt prieteni foarte apropiați cu tata, alții cu un cumnat, alții cu un coleg, alții cu un frate în adunare, sau dumneavoastră cu o soră, cu o vecină, cu o verișoară. E cineva, de regulă, care e mai aproape de noi.
Să fim atenți la acest gen de relații și influențele ce derivă de aici. Asta rezultă foarte clar din capitolul 3, unde citim că împăratul a dat un decret, e vorba de acel progrom împotriva evreilor, fără ca el să n-aibă nicio intenție proprie. Totul a fost influența lui Haman, omul de lângă el. De aceea mai târziu, când Estera i-a dezvăluit ce s-a întâmplat, el a rămas șocat. Omul de lângă noi are mare influență și ne pune să rostim cuvinte, să intrăm în anumite acțiuni pe care noi nu le-am întreprinde. Dar fiind propunerea lui, uneori insistentă, sau a ei, depinde, bărbat sau femeie, și astfel intrăm în niște lucruri în care suntem în egală măsură responsabili. Aici citim că era inelul împăratului, era o încadrare în legea aceea ce nu putea să se schimbe, dar să ascultăm textul de la versetul 8. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros: în toate ținuturile împărăției tale este risit de popor deosebit între popoare, care are legi deosebite a tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă pentru ca să fie nimiciți, eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata Agagitul, vrășmașului deilor. Și împăratul a zis lui Haman: vă rog să rețineți, n-a fost vorba de bani, aici nu a fost o mituială, ci efectul unei prietenii. Îți dăruiești și argintul și pe poporul acesta, fă cu el ce vei voi. Împăratul, când a fost vorba de Estera, fiindcă o iubea, a zis: îți dau jumătate din împărăție. Aici, când a fost vorba de un prieten, fă ce vrei. Influență puternică. Și scrie aici ce s-a întâmplat potrivit cu ceea ce el a vrut, cum s-a scris și groaza a cuprins întreg imperiu. Oare au fost situații și în viața noastră în care am comis ceva rău sub influența cuiva? Asta de la o vorbă până la vreo fapt. De exemplu, mergem cu mașina și în dreapta cine stă în față? Un prieten, nu? Luăm și pe alții, nici nu au pretenție să se suie în față. Să mulțumim bancheta din spate. Și uneori cel din dreapta ne spune când se depășim, dictează ce discuție va fi, cum spunea cineva: nu vrei să conduci? A zis: nu, eu nu conduc. Și altul a completat: va conduce discuțiile. Și astfel se poate alege unde se merge, ce să se facă. Și în multe, multe alte situații, de exemplu, probleme de afaceri. S-au pus la cale religii, de exemplu. Din prietenii și unii, sub influența altora, asta de la filozof până la oameni de religie sau oameni de stat sau oameni simpli, sunt în stare să facă ceea ce propun cei de lângă ei. Să observăm însă ce efect pozitiv are o prietenie bună. Pentru că împăratul s-a rupt de Haman și și-a asociat pe Mardoheu. Citim din capitolul 6 că împăratul a constatat în dimineața cele de-a doua zile a ospățului la care a fost invitat de Estera, că evreul Mardoheu îi făcuse bine cu un timp în urmă. Direct sau indirect, folosindu-se de Estera și gândindu-se că era acolo, apoi, determinat și de relația de rudenie, îi oferă inelul, ceea ce însemna autoritatea, era ștampii la vremii, și poziția rămasă liberă prin depărtarea și pedepsirea lui Haman. Citim din capitolul 6, mai întâi versetul 3, Împăratul a zis: ce cinste și ce mărire s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic. Adică sunt unii oameni care ar fi meritat
să-i ținem mai aproape. Ne-au făcut poate bine. Și noi i-am privit cu suspiciune sau am socotit că nu merită să intre în gratitudinea noastră. Și ar trebui uneori să aibă, rog, niște rocade, să ținem pe unii mai la distanță. Un frate vrea să fie foarte prieten cu un altul. Și celălalt, dându-și seama de anumite aspecte, a păstrat locul de lângă el pentru altcineva. Și fratele care vroia favoarea celuilalt, chiar a visat într-o noapte că erau la o masă. Și zice, am vrut să mă pun pe scaun de lângă tine. Și ce am sesizat, oarecum cu o nemulțumire, ai pus o haină pe scaunul acela și ai zis, te rog, stai pe scaunul celălalt. Aici e ocupat. Dar n-am văzut cine a stat acolo, era o haină. Pentru că trebuie să acționăm ca atare, să-i punem pe oameni pe locul care li se cuvine. Că unii, așa ca și Ioan și Iacov și cu mama lor, soția lui Zebedei, să stea la stânga și la dreapta, să stea unde-i bine. Doamne, dă-ne pricepere. Să știm pe cine să-l dăm mai jos și pe cine să-l dăm mai sus. Spune apoi în capitolul 8 de la versetul 1, în aceea zi, a doua ospățului și imediat după pedepsirea lui Haman, împăratul Ahasveros a dat împărătesei Ester acasă lui Haman, vrăjmașul iudeilor, și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Ester arătase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Ester din partea ei a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Și tot de aici citim versetul 15. Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească, albastră și albă, și cu o mare cunună de aur și cu o mantie de insubțire și de purpură. Dar vă rog să rețineți cum era starea în jur după această nouă prietenie. Cetatea Susa striga și se bucura. Haman a știut să facă ospăț numai cu ai lui. N-a fost interesat. Nu deducem asta de nicăieri din cartea Estera, nici de binele împăratului, nici de binele poporului. Pe când prietenia lui Ahasveros cu Mardoheu, din nou, ca și în cazul relației cu Estera, a adus zile de sărbătoare, de bucurie. O prietenie cu un om bun face zile bune. Și vorba aceea, de omul rău și de vremea rea, până de seară te saturi. De omul bun și de vremea bună, o viață întreagă. Ziceam la cineva cu două săptămâni în urmă că iarna asta așa s-a comportat de urât acum la urmă, când nu se pare rău la nimeni după ea. Și când a venit primăvara, toți ne-am bucurat. De îndată ce favoarea aceasta i-a revenit lui Mardoheu, toată cetatea era în bucurie. Spune mai departe, în mod deosebit printre iudei, era mare extaz. Acum împăratul revine și dă un contradecret prin influența noului său prieten și consilier. Spune în capitolul 8, de la versetul 8, scrieți dar în folosul iudeilor cum vă plăcea. Iată cum din nou împăratul, când e vorba de un prieten, cum îți place ție? Facem cum vrei. Așa e că nu-i greu să accepți o propunere de la un prieten. De la un dușman, nici dacă ar fi bun, n-ai accepta-o. Au scris logofeții și ceilalți din administrație, au intrat pe rol, versetul 10, au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetluit cu inelul împăratului. Acum vă rog să vă gândiți, în Imperiu, când au ajuns primele scrisori, pe cine credeți că dădea vina poporul? Iudeii. Ce împărat rău! Vrea să ne nimicească. Acum au venit alte scrisori, favoare totală din partea împăratului. Ce s-or fi gândit ei, dar ce cu schimbările astea de atitudine ale împăratului? Acum ne omoară, acum ne învie. Nu de la împărat era problema, de la omul de lângă împărat. Împăratul nici pro, nici contra evreilor n-avea treabă cu ei. Era indiferent. E vorba de influențe.
Uneori nici nu ne dăm seama și nici oamenii din jur poate nu-și dau seama ce-i cu atitudinea asta. Da, când a avut o atitudine favorabilă, poate cineva i-a dat un telefon. Așa ca bătrânii iudei le-au zis către Domnul Iisus, face să-i faci acest bine. Și când ai văzut pe cineva poate încruntat și sec și nu vrea să te ajute, poate nu el devină. Poate cineva lângă el. Poate numai diavolul, ca să nu învinuim pe oameni dacă nu știm. Dar iată cât de mare este puterea influențelor. Când Mardoheu a devenit apropiatul împăratului, scrie în 8:16, pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. Ați vrea să aducem pentru cei de lângă noi astfel de fericiri? Atunci să fim atenți la ce prieteni ne luăm. Doamne, dă-ne înțelepciune, amin? Și de aici, două principii în antiteză. În primul rând, influența rea are o mare, mare arie de răspândire. În 3:14 este scris că prin primul decret îndemnau pe toate popoarele să inimicească pe evrei. De ce nu s-a mulțumit doar în capitala Susa și să dea o interdicție, cum au făcut, de exemplu, romanii cândva, iudeii să părăsească Roma? Dar iată că sunt oameni care își extind efectele negative până la maximum posibil și peste tot acest val al întristării împotriva poporului Dumnezeu. Vă rog să rețineți aceste două idei. Diavolul vrea prin influență să strice viața de familie și tot prin influență să afecteze poporul lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două fortărețe divine, familia și biserica. Și diavolul, dacă nu poate prin tine, va încerca să te influențeze prin cineva să faci rău la nivelul neamului tău sau la nivelul adunării. Vă rog să vă amintiți și de Saul. Era el demonizat. Dar știți că uneori îl urmărea pe David sub recomandarea celor de lângă el? Zifiții au spus cândva, aici e ascuns David și lasă pe noi dacă e vorba să-l dăm în mâinile tale. La un moment dat îi zice David, citesc din 1 Samuel, capitolul 24, versetul 9, David a zis lui Saul, de ce asculți tu vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Deci, nu doar influența demonică din el, ci influența umană din jurul lui. David te sapă, David ți-e dușman. Că dacă ar fi avut lângă el numai oameni ca Ionatan, care ar fi spus, da, nu vezi că David ți-a făcut bine, de ce ești supărat pe fiul lui Isai? Poate că nici diavolul n-ar fi putut să-l atace atât de mult, dar influența rea este întotdeauna cu atât mai rea. Și al doilea principiu, influența bună se realizează numai prin oameni credincioși adevărurilor sfinte, oameni cu principii biblice. Acum vă rog să vă gândiți și în postura cealaltă. Nu numai că alții ne influențează, și noi la rândul nostru influențăm pe alții. Vrei să fii influențat în bine? Când te căsătorești, ia-ți un partener pocăit și o să fii influențat în bine. Fii prieten numai cu oameni buni, vorba aceea, selectează-i prietenii să fie precum palatele. Îți vor face bine. O prietenie rea distruge, o prietenie bună te favorizează. În Estera 2:10 citim despre comportamentul ei, ceea ce cu siguranță nu este valabil și pentru Vaste. Spune Scriptura aici, Estera nu și-a făcut cunoscut nici naștere, nici poporul, căci oprise Mardoheu să vorbească despre aceste lucruri. Și apoi versetul 20, Estera nu spusese nici naștere, nici poporul, căci oprise Mardoheu și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. E normal că o femeie pocăită nu poate să aibă influență rea.
Estera nu putea să-l îndemne la ceva rău. Și scrie apoi în capitolul 3 despre principiile lui Mardoheu, citesc de la versetul 2, toți slujitorii împăratului care steau la porta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și asta nu era un moft, nici o încăpățânare, ci respectarea legii sfinte. Spune în continuare, și slujitorii împăratului care stăteau la porta împăratului au zis lui Mardoheu, pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta. A rămas tare. Numai oamenii care rămân credincioși adevărului vor exercita o influență bună. S-a întâmplat uneori la conducerea unor adunări. Au ajuns oameni care n-au fost statornici. Și cum scrie, de exemplu, despre împăratul Ioas, cel care sub influența bătrânului Ioiada a fost credincios. Cum a murit bătrânul? Căpetenile de lângă el l-au influențat rău și au omorât pe Zaharia, fiul bătrânului care i-a protejat viața și a fost de cel mai mare ajutor în anii de domnie. Încheiem notând că Ahasveros făcea orice pentru ai lui, pentru cei de lângă el. Pentru soție, pentru prieten. Scrie în 3:11, recitim, fă cu el ce vei voi. Sau 7:2, care ți este cererea ta împărăteasă, Estero? Ia-ți va fi împlinită, ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Am putea spune de aici că numai în jumătate din deciziile noastre este voința noastră. Jumătate e voința prietenilor noștri, voința nevestei, voința celor apropiați. Dar vă rog să rețineți, cu asta dovedim ca la matematică până la N+1, că și Haman la rândul lui, de cine era influențat? Tot de nevastă și de prieteni. Asta e valabil până în capăt, până la ultimul trib. Citim din capitolul 5, de la versetul 10. După prima zi de ospăți, a știut Haman să stăpânească, s-a dus acasă, apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă sa Zereș, consilierii lui, oamenii de ședință. El le-a povestit despre poziția sa specială, și scrie de la versetul 14, nevastă sa Zereș și toți prietenii lui au zis să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Deci dacă privim superficial, cine a propus ca Mardoheu, cine a vrut să propună ca Mardoheu să fie spânzurat? Haman, nu e adevărat, nevastă sa. El nu m-a executat propunerea, au venit de la doamna și de la prieteni, că aceștia sunt oamenii de influență. Împăratul cu influență, Haman cu influență și fiecare la rândul cu influență. Pentru că este ca și la chimie, nu doar nucleul, ci și electronii decid în mod complet ceea ce constituie fiecare element în parte. Nu pot fi luați separați. Aș nota în ideea aceasta că și Dumnezeu la rândul lui și în lumea îngerilor este valabil acest principiu. Dumnezeu este influențat în favoarea noastră de cel ce stă pe scaunul de lângă el, dreptul sau nu-i drept. Sunt situații în care Dumnezeu Tatăl ar decide în dreptatea lui într-un fel. Și marele preot de la dreapta măririi mijlocește pentru noi și beneficiem de o influență pozitivă. Scriem pilda cu smochinul ca zis să-l taie stăpânul, dar omul de lângă stăpân, grădinarul, hai, mai lasă-l. A făcut stăpânul cum a zis grădinarul? Da, face Dumnezeu Tatăl cum spune Domnul Iisus? Faci! Tocmai poziția asta a vrut-o diavolul, cu lângă Dumnezeu să-l influențeze, să pârască, să fie un fel de Haman. Însă Dumnezeu nu l-a lăsat
să facem și noi ca Dumnezeu și să nu lăsăm prieteni răi lângă noi, că prin ei va acționa diavolul. Să jucăm la rândul nostru rolul care l-are Domnul Iisus. Să influențăm. Vorba aceea, nu-i mare minune să fii primul. E mare minune să știi să joci rolul secund, pentru că e rolul de influență. Și poți să dai o direcție bună sau una rea. Doamne, ajută-ne să ne păzim de influențe rele și dă-ne suficientă smerenie ca să ne putem lăsa influențați de oamenii buni. Dacă n-a fost ideea noastră cea mai bună, să o primim de la cei de lângă noi și din familie. Și la rândul nostru să exercităm numai influențe bune. Acestea vor fi notate și răsplătite. Doamne, ajută-ne! Amin!